Salutare, dragi prieteni! Astăzi v-am pregătit un review al comului meu de distanță, achiziționat în mod special pentru concursuri. Este vorba de feederul de 4,30 m Master Pro LC de la Dome Gabor, cu acțiune 70-195 de grame. Și mulineta Shimano Ultegra XTD 5500. Înainte de a începe să testez acest combo, pentru că practic aceasta ar fi prima oară când îl testez cu adevărat, deși îl am din luna decembrie, l-am folosit o singură dată la un concurs pe 14 ianuarie la Balta Puiești, numai că acolo de moment ce era foarte frig afară, eram foarte gros îmbrăcat, era și pentru prima oară când l-am folosit, nu am reușit să îl folosesc, așa gândesc eu cel puțin, la adevărata lui capacitate. Pe lângă toate acestea, pe tamburul folosit atunci aveam fir de 0,25, care probabil cu siguranță este și supradimensionat undeva într-un 0,27, iar un maxim realizat a fost 110 metri și el a forțat, după care n-am mai reușit să dau un clip. Astăzi mi-am propus să măsor pe picheți 130 de metri, e cam maximul care mi-l propun să realizez. Apropo, acest review sper să fie cât mai pertinent și mai obiectiv posibil. Nu o să vă spun să-l luați pe ăsta sau un altul, doar doresc să vă detaliez cum am ajuns eu la decizia de a cumpăra acest combo și să vă arăt cam ce pot să fac eu cu el, eu fiind un pescar care, să zicem, din punct de vedere a castingului, nu sunt nici expert, dar nici foarte slab, undeva la mijloc. De altfel, și acest combo consider că e undeva la mijloc. E un combo care a costat 1500 de lei. Și să vă spun un pic cum am ajuns la decizia de a-l cumpăra, înainte de a începe. Din punct de vedere a mulinetei, nu am avut niciun dubiu. Eram sigur că să optez pentru varianta 5500 XTD, deoarece prețul pe care l-avea, și anume 730 de lei, era cât se poate de ok. Ideea pentru mine era să mă încadrez între 1000 de lei și 2000 de lei. Mai jos de 1000 de lei, cu siguranță nu găseam ceva calitate din punctul meu de vedere, iar mai mult de 2000 de lei e peste buget și consider că nu se merită, deoarece, repet, l-am achiziționat special pentru concursuri. Spun asta pentru că pe multe grupuri observ că e o dispută între pescuitul la distanță și pescuitul aproape. Da, într-adevăr, pescuitul la peste 120 de metri, din punctul meu de vedere, nu se mai pretează pescuitul la feeder. Dar, dacă te duci la un concurs, indiferent de șansele pe care crezi că le ai, totuși îți dorești să câștigi sau să prinzi un loc bun, să nu te faci de râs, cu alte cuvinte. Ei, și dacă peștele mănâncă la peste 100 de metri, că așa e balta de așa natură, din cauza presiunii sau din orice alte motive, trebuie să fii pregătit cu ceva care să te ajute să ajungi la peste 100 de metri. E vorba de a încerca să câștigi. Pentru că până la urmă la concursuri, într-adevăr, ne ducem toți pentru experiența plăcută, adrenalina a concursului, dar măcar cât de puțin acolo ne dorim să câștigăm. Chiar dacă ne uităm la cei din jurul nostru, chiar dacă suntem la început și știm că șansele sunt foarte mici, cel puțin trebuie să fim pregătiți. Despre asta este vorba, despre posibilitatea câștigării un concurs. De aceea trebuie să avem și o sculă pregătită să lanseze peste 100-120 de metri. Revenim. Vis-a-vis de feeder, am stat foarte mult pe gânduri, m-am uitat foarte mult pe site-uri, am băgat criteriile de filtrare pe care le-am gândit eu, și anume 4,20 m, acțiune de peste 150 peste 150 de grame și, bineînțeles, presul până într-o 1000 de lei. Am hotărât să aleg varianta asta de la Dom Gabor și influențat de faptul că mai am feederul 3,90 m Pro LC, 50-170 de grame, de care sunt foarte, foarte mulțumit, vreau să spun. Și din punct de vedere a castingului, din punct de vedere a rezistenței lui în timp, l-am deja de 3 ani de zile, nu am rupt niciun vârf cu el, am folosit și coșulețe grele de 150 de grame cu tot cu nadă și metoduri de 80 de grame, undeva la 100-105 metri am lansat cu el. Repet, nu sunt cel mai bun în materie de casting, se poate și mai mult de atât, dar nu a fost nici echipat cu o mulinetă foarte bună,
A fost tot la fel cu o mulinetă medie, vorba de mulineta Casforth de la Trabuco, 5500, tot la fel. Și după ce am dat toate criteriile și am selectat o parte din feederele care aș fi fost interesat, am rămas în a opta între X5 de 4,30 m, Pro LCO de 4,30 m și Manta de 4,20 m. La final, văzând, n-am pus nicio întrebare pe grupuri, deoarece mi se pare că toate răspunsurile sunt subiective. Pe cine întrebi spune că varianta lui e cea mai bună. Eu repet, nu vă spun că asta e varianta cea mai bună. O să vedem asta ce poate să facă în mâinile unuia la mijloc situat. Și cum spuneam, toată lumea o să spună că ce are el e cel mai bun, că aruncă cel mai mult cu el, că este senzitiv, că îți oferă și un drill plăcut. Foarte puțin sunt aceia care vă dau o părere obiectivă. Drept urmare, vă sfătuiesc să nu vă orientați după ce spune unul și altul, ci doar să stați în umbră cumva și să analizați. Și acolo unde vi se pare dumneavoastră că omul le spune pe bune, cumva înclinați. Dar nu neapărat luați varianta aia. Înclinați spre. Mai așteptați un review. Poate dacă aveți norocul să o vedeți și fizic cum lucrează. De asemenea, e un foarte mare atu pe care vă sfătuiesc să-l folosiți în a achiziționa combul respectiv. Haideți să trecem totuși la treabă. O să măsor pe picheți 130 de metri și o să vedem. Până acolo, vă spun că folosesc un metod de 80 de grame pe care o să-l încarc și cu nadă. Firul principal e de 0,20 și Mano Invisitec, iar înaintașul este de 0,18 de la Daiwa Jibrei. Clipsul la 135 de metri până la urmă. Am făcut 45 de spire. Să vedem ce iese. O să fac în prima fază o lansare două de probă cu metodul gol, ca să aud un pic firul, după care o să trec cu adevărat la treabă. Dar bineînțeles, nu înainte de a-mi pune și degetarul, ca să facem treaba ca la care. După cum ați observat, am luat și vesta pe mine, deoarece afară sunt 7 grade. În schimb, vântul nu bate deloc, ceea ce înseamnă că în principiu nu o să-mi afecteze absolut deloc distanța. Și acum o să încercăm una adevărată, dar fără nadă, după care punem și nadă. Și cu un pic de elan durata. Acum o să vă dau un pic în ea. Încă n-am dat în clips. O să vedem ce se întâmplă cu nada. Așa cum vedeți, de data asta am încărcat și metodul cu nadă. Ac nu am pus, deoarece mi-era teamă să nu se agațe pe ei, să nu las metoduri așa inutil. Încă n-am dat în clips.
Deocamdată 135 de metri, sunt cam cu vreo 15 metri mai mult decât dau eu. Mai insistăm. Foarte aproape. Cred că au mai lipsit 5 metri. Acum am avut 127 de spire. Poate pentru cei experimentați nu pare mare lucru 135 de metri, dar pentru mine cu siguranță este. Din moment ce ăsta e primul combo care l-am de distanță. Și abia de acum am început să mă perfecționez vis-a-vis de lansări. Pentru cei care ați urmărit până acum, chiar vă rog să-mi lăsați în comentarii ce credeți că ar trebui să îmbunătățesc. Fără câteva spire. Ideea e că feeder-ul duce foarte mult. Trebuie să ai suficientă putere să lansezi și bineînțeles și tehnică. De dus duce fără probleme. Dacă la început am lansat mai cu frică, acum am din ce în ce mai multă încredere. Clips, da? Din nou clips. Chiar dacă lovesc clipsul aproape de fiecare dată, ideea este că deocamdată pentru statura, brațele și tehnica mea, 135, să zicem un maxim de 140, în cazul în care dau foarte bine, e cam maximul care îl pot atinge. Acum, nu pot să spun exact, poate cu un băț mai performant aș putea mai mult, cu o mulinetă mai performantă poate aș putea mai mult, sau totul ține doar de tehnica mea. De asemenea, clips.
Înainte de încheiere, aș vrea să vă mai prezint încă o dată locul pe care mă aflu. Este un loc foarte frumos, care ține și pește, chiar. Apa este undeva la 3-4 metri în față. Dar, din păcate, după cum puteți observa în jurul meu, este plin de gunoaie. Aici, în urmă cu un an și cu 2 ani, am mai strâns atât cât am putut, câțiva saci. Întotdeauna am la mine cel puțin o pungă destul de mare și câțiva saci. Împreună cu alți prieteni am mai strâns câte ceva gunoaie, dar nu poți să faci față dacă nu faci o echipă organizată să adune absolut tot ce e aici. Ceva mai departe, acolo se observă și un vas WC. Trist, aș putea spune trist. Sper doar că într-o zi o să reușesc să strâng o echipă suficient de mare încât să adunăm absolut tot ce e pe aici. Nu știu, poate dacă vor veni aceleași persoane care au lăsat toate astea în spate și vor găsi curat, poate le va fi jenă să mai lase. Cine știe, puterea exemplului poate schimba lucruri. Să sperăm. Dragi prieteni, cam aceasta a fost partida mea de casting, review făcut combului meu de distanță. O să vă las în descriere și linkuri de la ambele produse, feeder, mulinetă. Așa cum vă spuneam la începutul partidei, sper că vi s-a părut un review cât se poate de pertinent, cât se poate de obiectiv. Ați văzut ce poate să facă în mâinile unui pescar nu de top în niciun caz, dar să zicem că nici foarte slab, așa îmi place mie să cred, cel puțin rămâne să decideți dumneavoastră cam unde credeți că mă situez vis-a-vis de felul în care am făcut lansările. Cu siguranță mâna unui pescar mai experimentat duce și peste 150 de metri, dar menționez că fără o tehnică foarte bună, o statură și niște brațe pe măsură, 140 de metri din punctul meu de vedere este cam maximul. Deci nu vă orientați la ce vedeți la pescari super, super experimentați. Posibil și în timpul drill-ului să vă ofere o senzație cât se poate de plăcută. Personal, mi se pare ok ca elasticitate, mi se pare că s-ar îndoi puțin la un ciortan de peste 1,5 kg, ar oferi un fel de drill. Nu știu, trag foarte, foarte încet și după cum observați, se îndoaie lejer și se îndoaie destul de mult, destul de mult, tinde către... Ea scrie că e rapidă în descriere, dar din punctul meu de vedere pare a fi mai degrabă rapidă, progresivă. Ia uitați. Da, una peste alta mă declar încântat de achiziția pe care am făcut-o. Achiziție care, după cum vă spuneam la început, m-a costat 1500 de lei. Ideea de bază e că îmi satisface așteptările și sper să-mi aducă și capturi, mai ales la concursul pe care l-am în aprilie pe Baltea Cărpănoaia, concurs organizat de grupul Method Feeder Carfish în România, la care, bineînțeles, sper să mă clasez în primii 12, astfel încât să mă calific mai departe. Vă urez fir întins tuturor. Bineînțeles, nu uitați, pescuiți acum, nu se știe dacă mai prindeți pensia. Și dacă v-a plăcut acest review și considerați că merită, vă rog dați un like pentru că mă ajută destul de mult, un subscribe poate, un share și un comentariu. Orice, vă răspund cu cea mai mare plăcere. Până data viitoare, vă spun la revedere, să revedem sănătoși!